activitățile zilnice pe care le facem, a face bine celor din jurul nostru, ne ajută și pe noi, în primul rând, apoi în al doilea rând, ajută și pe cei din biserică și eu cred că îi aducem și o laudă lui Dumnezeu, pentru că oamenii vorbesc de bine pe cei care fac fapte de bine pentru ceilalți. 3-4 ore pe săptămână aloc pentru activitatea aceasta. În acest timp vizităm familiile care am început să lucrăm cu ele. Suntem o asociație în cadrul bisericii din care fac parte. Mă ajută și soția, în primul rând. Apoi avem câțiva frați care s-au implicat și care donează 50 de lei pe lună și așa se adună o sumă frumoasă cu care putem să continuăm. În primul rând îi căutăm pe cei care au nevoie, în al doilea rând vedem necesitățile lor și problemele lor care le au, aducem în fața membrilor care doresc să facă lucrarea aceasta și apoi continuăm cu nevoile lor. Văzând că soțul meu are nevoie de ajutor în lucrarea pe care o desfășoară, mi-am făcut timp ca să pot să-l însoțesc, mai ales că în unele cazuri găsim femei care au rămas fără soț sau copii, fetițe care sunt deja la vârsta adolescenței și care mai ușor se leagă de o femeie decât de un bărbat. La un moment dat am fost la o fetiță care i-a murit mămica, orfană, și am văzut că s-a legat așa de tare de noi, ne ținea strâns în brațe și se bucura că cineva se gândește din nevoile ei și a familiei ei. Și văzând lucrul acesta, că fetița aceasta s-a legat așa tare și că are nevoie de susținere, noi am continuat lucrarea pe care o facem. Ne-a încurajat tare mult în lucrările pe care le facem împreună cu comunitatea noastră. Până în momentul de față ne-am desfășurat activitatea în 7-8 localități. Până când nu ne vom implica să-i căutăm pe cei din jurul nostru și să le identificăm problemele, nu ne vom da seama că viața din jurul nostru poate fi mult mai grea decât o știm noi. Viața de credință nu este numai a predica, a sta la ambon sau a sta în sală și a asculta predici, ci se poate face și ceva practic pentru cei din jurul nostru care chiar sunt în nevoi și au anumite probleme care nu le știm din biserică, dacă stăm numai în biserica noastră. Asemenea lui Isus, am putea să facem și noi bine celor din jur, a da o pâine, a da o haină. Nu contează dacă ești copil, femeie, bărbat sau vârstnic, dacă vrei să faci bine celor din jurul tău, se va găsi un loc în care și tu să te implici. Mi-aș dori să fac lucrarea aceasta în continuare, cât Dumnezeu va îngădui să trăim pe acest pământ și acest lucru poate să devină un stil de viață și poate să ne ajute pe noi în creșterea credinței, în tot ceea ce facem.